Ne așteaptă un meci foarte greu împotriva celor de la Astra, vin după un meci foarte reușit cu Steaua, unde au câștigat. Noi ne punem mari speranțe în acest meci și sperăm să trecem cât mai repede de înfrângerea împotriva celor de la Dinamo. E o șansă pentru noi și sperăm să facem un meci foarte bun. Mister știe asta, bine, cred că mi-a dat destule șanse, doar eu nu l-am răsplătit prin evoluțiile mele. Nu mi-am regăsit forma pe care am avut-o anul trecut și trebuie să mai am răbdare. Ți-a dat curaj golul de la Sucăzut? Mi-a dat curaj, da. Sper să fie o descătușare pentru mine și vom vedea ce va fi pe viitor. Da, anul trecut prinsese mari pentru că am avut și evoluții foarte bune. Anul ăsta a fost un pic diferit. Am stat 2 luni acasă, am pierdut toată perioada, mi-a fost greu și psihic să-mi revin și în momentul ăsta sunt din ce în ce mai bine. Mister mă sprijină și îmi doresc să-mi revin. Da. În decembrie. Da, asta a fost o problemă. Da. Mi-aduc aminte, asta a fost o problemă de a mea, pentru că întotdeauna am pierdut stagiile de pregătire. Am avut și ceva probleme fizice. Acum sper să fiu din ce în ce mai bine.